Ionuț Pavel, sportiv din cadrul secției de box a CSM Călăraș, se pregătește pentru a participa la campionatul european de cadeți ce va avea loc luna viitoare. În urmă cu câteva zile, sportivul călărășan a făcut o competiție perfectă, obținând 4 victorii și câștigând Cupa României. Anul acesta a fost un an care l-am început cu o medalie la campionatul național de seniori de Under 22 obținută de Cristea Jean. A urmat Cupa României de juniori, care a fost în același timp și selecție pentru campionatul european, care s-a desfășurat în luna mai, unde Manea Marco a obținut locul 3 și implicit calificare la campionatul european, iar Vasile Mario a obținut medalia de bronz. A urmat campionatul național de cadeți, unde Pavel Ionuț, aflat la prima lui competiție de cadeți, a reușit să obțină titlul campion național, iar apoi la Cupa României de cadeți, Pavel Ionuț a repetat performanța, s-a clasat pe prima treaptă a podiumului, iar Gheorghiu Angelo, un alt copil, aflat la prima competiție a lui, a obținut medalia de bronz. Am avut 3 sportivi convocați la loturile naționale, mă refer la Dobre Tavi, campion național, component al lotului național de tineret, Manea Marco, component al lotului național de juniori, iar Pavel Ionuț, component al lotului național de cadeți. Manea Marco a câștigat 2 turnee extrem de puternice, unul în orașul Tiraspol, la juniori, iar unul, după foarte mult timp, când un boxer călărășean n-a mai reușit să impună la un turneu din Ucraina, a câștigat un puternic turneu din Ucraina, Serghei Danilicenko, a mers la campionatul european din luna mai, unde s-a clasat pe locul 5. O performanță destul de greu de obținut, pentru că boxul nu mai este ce era la nivel mondial acum 15 ani. Boxul e într-o perioadă de reconstrucție, într-o perioadă în care încercăm să punem lucrurile la punct la nivel național, iar performanța lui Marco este cu atât mai meritorie cu cât a fost obținută după victorie împotriva unor adversari destul de grei. Dobre Tavi a participat de asemenea cu lotul național de tineret aflat. El se află în primul an de tineret și a fost la câteva turnee destul de puternice de tineret în Moldova, unde a obținut locul 3, în Lituania, unde a obținut locul 3 de asemenea, în Germania, recent la Brandenburg Cup, unde a fost învins de campionul european în titlu după un meci extrem de strâns, un rus. Performanțe sunt. Urmează campionatul european de cadeți, unde sperăm noi să putem participa cu pavilionul. Din păcate, la Clubul Sportiv Municipal nu sunt fonduri în momentul, nu există venituri proprii pentru a putea participa la această competiție, dar eu am încredere că împreună cu fratele meu vom găsi resurse ca acest copil să meargă la campionatul european, care se va desfășura luna viitoare în Georgia, la Tbilisi. Nu e un campionat simplu, nu e un campionat ușor, e prima competiție internațională majoră la care participă, dar în momentul în care i-am promis acestui sportiv că dacă va reuși să-și câștige locul, să claseze pe locul întâi, atât la Cupa României, cât și la campionatul național, voi face tot ce stă în puterile mele ca el să meargă la campionatul european și cu siguranță mă voi asigura că acest lucru se va întâmpla. E un copil bun, e un copil de viitor și sperăm ca la campionatul european să vină cu rezultat cât mai bun. Până la sfârșitul anului, ce competiții mai vizați? Urmează campionatul și Cupa României pentru tineret, unde avem pe Dobre Tavi, un sportiv extrem de bun, un sportiv care acum 2 ani a obținut medalia de bronz la campionatul european de juniori. Anul trecut, de asemenea, a fost campion național și a participat la campionatul european. Avem campionatul național de seniori și Cupa României de seniori, unde sperăm noi să putem participa cu Cristea Jean, un sportiv care zilele trecute a venit și ne-a spus că se gândește foarte serios ca să renunțe la sportul de înaltă performanță. Motivul renunțării ar fi? Faptul că are 20 de ani, că remunerația lui, dacă pot să spun, e destul de mică și niciodată nu vine la timp. E foarte greu. Uh-huh. E foarte greu unui copil de la vârsta de 9 ani până la 19 ani n-a făcut absolut nimic, nu știe să facă absolut nimic, a făcut decât box, să ajungă la 20 de ani și să nu poată să-și asigure un trai decent, să-și asigure condițiile minime de a reuși. Iar din păcate asta e marea problemă cu care ne confruntăm, pentru că atât timp cât sunt cadeți, cât sunt juniori, chiar și la tineret, ne mai descurcăm. Cu ajutorul prietenilor, cu diferite ajutoare venite prin toate părțile, încercăm să ne descurcăm și de cele mai multe ori am reușit.
Din păcate, în momentul când trec la senior, nevoile sunt altele, iar acești copii nu mai pot fi ținuți pe loc cu promisiuni, cu vorbe frumoase. Acești copii au nevoie de fapte. Ei renunță la activitatea sportivă sau se îndreaptă către alte cluburi mai mari? De obicei renunță la activitatea sportivă. De obicei renunță la activitatea sportivă. Sunt și cazuri în care se îndreaptă către cluburi mai mari, dar de obicei renunță, pentru că noi ca antrenori creăm o relație destul de bună cu ei și discutăm cu ei foarte mult și știu că facem absolut tot ce e nevoie pentru ca ei să poată face performanță. Iar în momentul în care văd că sunt pierdici de tot felul din toate părțile, le e destul de greu să mai încerce în altă parte și cu atâta să renunți. Cum e cazul lui Cristian Jean, care e un sportiv exemplu, care e un fost participant la 2 campionate europene, e campionul României de tineret anul trecut, e medaliar la prima competiție de seniori Under-22 din 2019, iar în condițiile în care e din ce în ce mai greu să supraviețuiască, decide să plece în străinătate sau să angajeze cine știe pe unde ca să poată să reușească să supraviețuiască. În momentul de față, secția de box, câți sportivi are? În momentul de față avem în jur de 40 de copii. Copii care își doresc să facă performanță, sportivi care își doresc să practice boxul, sportivi de la care noi, ca și de la cei care, din păcate, nu mai sunt lângă noi acum și au decis să o ia pe alt drum și să lase de sport, sperăm la lucruri cât mai frumoase. Sperăm ca ei să ajungă pe podiumul campionatului european de senior, campionatului mondial și, de ce nu, Jocurile Olimpice. Nu este ușor, e extrem de greu, iar pentru acest lucru avem nevoie de o mult mai mare implicare, atât din partea factorilor de decizie de sportul local, cât și din partea autorităților locale. De la ce vârstă pot veni copiii să se înscrie la box? Avem copii chiar și de 7 ani, copii care vin cu părinții o dată, de 2 ori pe săptămână, dar în principiu performanța începe undeva la 11-12 ani. Doar că noi am încercat tot timpul și credem noi că în mare parte am și reușit să schimbăm fața boxului, să facem ca părintele, ca copilul să înțeleagă că boxul nu este o bătaie, boxul este un sport care are foarte mari beneficii, este un sport care te dezvoltă, pentru viață este un sport în care îți dezvoltă inteligența, curajul, încrederea în tine, iar lucrurile astea sunt extrem de importante pentru copii de 11-12 ani. Thank you.